Dacă în Uniunea Europeană există multe domenii în care nu suntem chiar fruntași și nu suntem fruntași pentru că avem vreo 40 de ani în spatele altor țări care se laudă că sunt departe de noi, eu cred că România și pe alte domenii a recuperat destul de mult, dar cu siguranță în ceea ce privește păstrarea folclorului autentic și inima aceasta mare pentru tot ceea ce înseamnă românesc, este la noi mai acasă ca și oriunde. Și este cazul, așa cum fac de fiecare dată, să mulțumesc din suflet celor care au inventat acest festival, l-au alimentat și l-au ținut de fiecare dată viu, respectiv familia Neaga. Și dacă tot și ne-ar fi, n-ar fi nici noi aici. Și dacă uneori, cum este și în acest an, problemele financiare ne-au făcut ca să restrângem oarecum festivalul, este o datorie morală pe care orașul și Miul Silvaniei o are, aceea de a ține acest festival. Și sunt convins că nu o să țină cât o să fiu eu primar, ci o să țină întotdeauna, pentru că este cel mai frumos și curat moment în care noi ne deschidem inimile față de ce avem mai scump și mai sfânt, respectiv tradiția și portul popular. Vă mulțumesc din suflet, vă felicit pe toți că reușiți atât de frumos să vă împodobiți cu adevăratele straie românești. Vă doresc în același timp să vă simțiți bine în perioada scurtă în care veți sta în orașul nostru. Și, de ce nu, să ne întâlnim și la a 20-a ediție, care va fi la anul, și la a 50-a, care vor apuca și așa mai departe. Mult succes, pentru că m-am grăbit foarte tare, am uitat să mulțumesc, în afară de a vă mulțumi dumneavoastră, persoanelor importante care sunt alături de noi. Am în dreapta mea pe domnul pretor al sectorului Râșcan din municipiul Chișinău, un sector cu care orașul nostru este înfrățit și înfrățirea aceasta a avut loc tot prin schimburile acestea culturale care au avut loc de-a lungul anilor. Îi mulțumesc că și-a rupt din timp și a ales și în acest an să fie alături de noi și de dumneavoastră și de festival. În același timp îi mulțumesc doamnei director Doina Cociș, care ea este cu adevărat și mlancă, ea este întotdeauna aici, o persoană care știe ce este frumos și ce trebuie susținut. Și nu cred că vine aici pentru mine și dacă suntem noi oarecum și ceva rudenii mai pe departe, cred că vine pentru aceste lucruri frumoase care se întâmplă în oraș. Vă mulțumesc și pentru noi este foarte important să simțim întotdeauna că prezența dumneavoastră face ca lucrurile acestea să fie apreciate. Vă mulțumesc încă o dată din suflet. După ce o să le dau cuvântul musafirilor, o să vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră, într-o ordine, dintr-un capăt, să vă prezentați, să ne spuneți de unde veniți și gândurile pe care le aveți. Vă rog, domnul pretor. Mulțumesc, domnul primar, stimată audiență. Vă mulțumesc pentru prezentarea care mi-ați făcut-o. De fapt, eu sunt aici în fața dumneavoastră să demonstrez că lucrurile continuă. Eu nu știu cum a fost până la mine, la venirea mea în funcție, relația dintre orașul și eu și sectorul Râșcani al capitalei. Eu, sincer, nu le-am cunoscut până atunci. Dar pot să afirm cu certitudine că ceea ce sunt eu acum este ceva deosebit. Nu este vorba doar de un acord care se semnează și străfuiește, doar de văzul oamenilor, care să spunem că noi ceva facem, dar nu are continuitate. Din această ordine de idei vreau să spun un fel următor. Noi discutăm numai la nivel de cultură. O avem aceeași, care așa o consider eu și majoritatea unde locuiesc eu. Este și altceva. Este bunile practici care încerc și eu, fiind mai tânăr, ca domnul primar, îmi permit să vă spun, nu tot e tânăr, nu spun nimic. Dar îmi permit ca să fur acele bune idei și practice care le-a pus el și le-a implementat aici în Șmileu, într-un oraș micuț, drăguț, dar plin de viață. Vreau să vă urez un mare succes. Și, într-adevăr, orice acord care mi-a să-l semnați, să încercați ca el să-l puneți în viață, să-l transpuneți în viață, să
să nu rămână prăfuit undeva. Doar prin prisma aceasta, la sigur, o să aveți soartă de izbândă la planurile și realizările care urmează să le aveți în viața voastră. Și vreau să vă spun încă un aștept aici să închei. Încercați zi de zi să fiți varianta voastră cea mai bună. Și la sigur, cei care sunt în jurul vostru vor dori să fie în preajma voastră în permanență și mereu. Asta spun domnul primar, toți repetitorul nostru. O zi bună, să aveți succes în continuare și mari realizări importante la nivel și național. Mulțumesc. Am spus că închei, dar nu se încheie aici. Vreau să spun în felul următor. Pretura sectorului Roșcan este înfrățită cu mai multe orașe din România. Dar așa cum este domnul primar și atitudinea care o are. Și a spus că ne-am permis să furnișe timp să vin încoace, să aloc timpul potrivit aici. Vă spun că eu ce mă sunt ca la mine acasă. Sunt foarte bine că de când sunt primar, adică de 15 ani, de fiecare dată în dehram Chișinăului sunt acolo, pentru că și eu mă simt acasă. Și întotdeauna te duci unde îți place. Mulțumesc, doamna director. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna director. Mulțumesc, doamna director. Venim acum unde ne place și îmi place să venim la Chișinău și mie și dumneavoastră pentru că găsim gazele minunate. Domnul primar, familia Leargă, cei care au dat viața acestui minunat festival, iată la 19-a ediție. Așa cum spunea domnul primar, și eu sunt convinsă că evenimentul care se întâmplă la Chișinău întotdeauna la mijlocul verii și este frumos pentru că dumneavoastră a venit aici și este vremea bună pentru că dumneavoastră a venit aici pentru era ploar. Este unul dintre cele mai frumoase festivaluri din România și cu cerciune e cel mai frumos din Sălaj și cel care aduce mai multă plus valoare a ceea ce înseamnă identității noastre naționale. Apreciez de fiecare dată, în felul că noastră vă prezentați, sunteți frumoși, nu doar la chip, sunteți frumos îmbrăcați, respectați cu sfințenie portul tradițional românesc. Pentru că, așa cum o mai spun de câte ori am ocazia, cultura tradițională este cea mai frumoasă carte de vizită a noastră a românilor. Bine ați venit, vă spun încă o dată la Chișinău, bine ați venit în județul Sălaj și vă doresc să petreceți zile minunate. Mă bucur că văd niște prieteni lăpușeni pe care nu i-am mai văzut sau ați mai fost la Chișinău, Silvanie, și v-am văzut el. Bine ați venit! Bine ați venit! Eu am stat la Târgu Lăpuș câțiva ani, am fost directora Casei de Cultură acolo. Și îmi place să cred că am lăsat o mică amprentă de frumos acolo la Târgu Lăpuș. Bine ați venit și vouă și vă doresc mult succes tuturor. Mulțumim pentru invitație, familia Leargă, mulțumim în sfârșit pentru ceea ce faceți de atâția ani încoace și ne arătați că sunteți cei mai buni. Vă doresc mult bine! Da, suntem ansamblul Bălbării, cum le zice mai la Bălbării de Bălbării. Avem ca profesor coordonator coordonare de capitelor, care, din păcate, nu este prezentă și am venit întotdeauna de doamna Florea Alina. Am venit aici la Chișinău Silvanie ca să prezentăm 100 de dansuri din zona Făgărașului și sper că am un mic. De la primarul cel mai longeviv a fost în primul mandat în Manantin. Noi venim din frumoasa comuna Mihai Viteazu și vă mulțumim pentru invitație și noi suntem împrățiți cu Ihana Veche de Mântabuș. Am fost la dumneavoastră la Moldoven, la frață în Moldoven și sper să fie și anul ăsta la noi. Sper să ne simțim foarte bine, dar după cum o începutul cred că și sfârșitul bine. Vă mulțumim pentru invitație. Suntem ansamblul Mugura și Odruș din comuna Pleșoiu, județul Olt. Suntem pentru prima dată în Chișinău Silvaniei și suntem copleșiți de frumusețea minunată a acestui peisaj și de tradițiile acestei zone. Mulțumim. Eu mă numesc Emilia Călin, sunt director cultural la Căminul Cultural din Comuna Micuțel, județul Tulcea. Noi suntem ansamblul Plai de Dor din Micuțel. Ne face o mare plăcere că ne-ați invitat la un colaj interetnic, unde
punem în valoare foarte frumoasă portul popular și tradiția. Vă mulțumim pentru invitație, suntem onorați de primire și de tot ceea ce aveți aici. Georgeta Covlan, sunt profesor la Bucovino Baia de Rama, Universul Medinț. Aș dori să încep prin a-i mulțumi domnului profesor din suflet pentru invitație. Suntem pentru a doua oară și suntem încântați, am fost încântați și ne-am dorit să revenim. Vă mulțumim frumos! Conduc un ansamblu de copii Borbeiașuri, al clubului copiilor Baia de Rama și astăzi am venit cu nunta de la Medinț. Sper să vă încântăm! Ne bucurăm că suntem împreună și să dea Dumnezeu să facem un schimb cultural frumos așa. Mulțumesc! Sunt de la Bacău Moinei și este prima dată când sunt în orașul dumneavoastră. Mulțumesc de invitație. Sunt onorată că mă aflu alături de o parte din colegi care îi cunosc și sper să fac alți prieteni noi să invit la festivalul meu din Moinești, Moineșteaca. Sper anul ăsta să ne fiți și oaspeți și dumneavoastră, că an de an am primit invitații, dar poate anul ăsta ne onorați și cu prezența. Și ce să spun, să dea Dumnezeu să fie o colaborare mai frumoasă, frumoasă și copiii să dorească prietenia și pe viitor să știe că la Niculiță, că la Cinău sunt prieteni, sunt frați care pot colabora și pot comunica. Vă mulțumesc! Ioan Sima din Zalău și prezența noastră astăzi în festival se datorează unei relații pe care avem cu familia mea și în special cu instituția pe care venim și o reprezintă, respectiv clubul copiilor din Șimeu Silvaniei. Am venit cu un grup de instrumentiști cu care vom susține din punct de vedere muzical prestația copiilor de la clubul copiilor, atent a soliștilor vocali, cât și a grupului de dans amator. Mulțumim pentru invitație și felicitări tuturor! Sunt profesor de muzică la Palatul Copiilor Baia Mare. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație domnul Neaca, conducerii Palatului Copiilor. Ne-am prezentat astăzi aici cu un grup vocal care reprezintă cele patru subzone ale județului nostru, cu melodii. Sper să facem o figură frumoasă. Vă mulțumesc. Mă numesc Nicolae Turău, din satul Mare, comuna Santău. Sunt instructor și coregraf ansamblului VAT, ansamblu nou înființat, încă nu avem nici 2 ani de zile. Sunt pentru prima dată la acest festival și ca și un îndrăgostit de folclor, trebuie să vă spun că sunt mai mult decât mulțumit când văd ceamparale, văd sâguri, văd bătute moldovenești, văd folclor din toată țara și când spun toată țara, mă refer la România Mare. Nu spun din Corretul, spun toată țara. Noi o să vă prezentăm o suită de dansuri codrenești din zona noastră și o paletă restrânsă de melodii specifice zone. Vă mulțumesc pentru invitație, domnule profesor, vă felicit pentru organizare și succes tuturor! Bună ziua, dragi sunt Vladimir Butium, vicepreședinte al Raionului Florești, Republica Moldova. Mă bucur că avem posibilitatea ca al treilea an consecutiv să participăm la acest minunat festival. Mulțumim domnului primar, mulțumim domnule Neaga, mulțumim și fiul dumneavoastră minunat, Flaviu Neaga, mulțumim doamna Doina Cocheș, că avem posibilitatea și ne invitați de fiecare dată ca să participăm. Iar anul acesta, în premieră, am venit cu 50 de copii din Raionul Florești, 50 de copii din 3 grupuri, care reprezintă 3 grupuri artistice, un grup de dansatori, o fanfară și un tanaf a copiilor. Suntem mândri că reușim să ajungem la acest minunat festival din Șimeu Silvaniei, de asemenea cu multă bucurie și cu multă plăcere participăm și la alte manifestații de România. De asemenea, mereu suntem pregătiți ca să găzduim copii și grupuri folclorice, delegații din țară, ca să vină la noi în Raionul Florești. Așa ne prietenim și ne apropiem tot mai mult
de fapt. Doamne ajută festivalului, Doamne ajută nouă tuturor. Vă mulțumesc pentru tot. Mă numesc Marinica Virgiu, sunt profesor coregraf la ansamblu de cântece și dansuri populare din Comuna Romană, județul Brăila. Suntem pentru prima dată la dumneavoastră și doresc și sper să aducem un strop din cânte cu joc popular și tradițiile locale ale județului nostru și doresc succes de plin tuturor. Mulțumim pentru invitație. Sunt coordonatoarea grupului folcloric Mariana Cunici. Am organizat acest lucru 6 ani. Cam greu un pic cu copiii, pentru că fiecare toamnă se schimbă, pleacă mai departe la școală și rămân. Trebuie să toți suntem alții. Dar ne bucurăm, avem o sânge ceea ce facem, dar și țipuriturile și copiile place foarte mult să facă ceea ce fac. În această dupămasă sau seară o să vă prezinte copiii dansuri și țipurituri de la Oaș. Suntem pentru prima dată aici. Parteneriat avem și noi și cu Ucraina, și cu Constanța Cumpăna, și cu Austria. Ne bucurăm că am fost invitați și aici. Și vă mulțumim din suflet. Reprezint grupul vocal de Luțarnii din Rădăcin. Aș începe prin a felicita familia Neaga și pe toți susținătorii acestui mare festival la Fântâna Dorului, care în fiecare an reușește să adune minunate formații folclorice din întreaga țară și nu numai. Mulțumim pentru invitație și vă dorim succes în festival. Acum vă mulțumim frumos pentru prezentările făcute, mulțumim domnilor invitați, mulțumim onoratul nostru prezidiu, așa, pentru cuvintele frumoase adresate festivalului nostru. Vă rugăm să trecem așa la moment al schimbului de suveniri dintre formații și conducerea primăriei orașului și Deosima. Am înțeles, am înțeles.